Dragi respectatori, bine ne regăsim la opinii avizate. Iată, ne reîntâlnim din nou cu doamna Flora Ordean, jurnalist, continuând această frumoasă colaborare și de această dată ne veți vedea atât la CNS cât și pe Romană 24. Bine ați revenit! Bine te-am găsit, o zi plină azi în care sloganul este să fim uniți, dar iată că nici în plan național și nici în plan local nu suntem câtuși de puțin uniți și avem noi așa un dar României de a găsi un motiv de dezbinare. Probabil că știi că mă refer la ultima ofertă colegială pe care a făcut-o PSD-ul, ușor de paradă în opinia mea, aceea de a revendica postul de viceprimar în condițiile în care n-au decât 6 deputați. 6 consilieri, da. Am văzut motivația, pentru că din păcate eu ieri n-am participat la conferința de presă a PSD-ului, dar am citit puțin în presă, dar de dimineață am văzut motivația, aceea că avem la nivel național un guvern PSD. Nu, întâi majoritate în Parlament. Majoritate în Parlament, guvern PSD și că mai avem și o conducere a PSD la nivelul Consiliului Județean Neamț și că acest viceprimar din partea PSD-ului n-ar fi adus decât un plus și un ajutor și sprijin pentru Roman. Adică să extragem ideea că dacă nu avem acest viceprimar PSD, nu mai primim nimic nici de la Consiliul Județean, nici guvernul nu se mai uită asta către Roman. Că nu, cam așa. Deci cu alte vorbe, către Roman. Către Roman. Către Roman. Motivația a fost aceea că ar fi putut aduce un plus de proiecte, un plus de finanțare la proiectele acestea, dar a ținut neapărat să specifice domnul Manoliu că din punctul său de vedere și al PSD-ului romașcanii nu vor fi vitregiți. Ar fi și absurd să fie altfel când bine, acum este o pre-campanie electorală. Da, oricum am fost vitregiți atâta perioadă de timp de când este Ionel Arsene președinte la Consiliul Județean. Sunt și ceva exemple. Mai înainte. Și sunt date exemple și ceva mai înainte. Deci vreau să comentăm, înainte să ne spuneți dumneavoastră ce s-a discutat în mare la conferință, aș vrea să comentăm lipsa liderilor PSD de la nivel local în presă, pentru că a trecut foarte mult timp de când ei n-au mai organizat o conferință de presă să ne invite la sediul PSD. Adică abia acum au avut nevoie și au pus mâna pe telefon și ne-au chemat, dar nu s-au ostenit să facă măcar o dată la 2 luni o întâlnire cu presa, să mai aflăm și noi niște lucruri. Exact ce spuneați dumneavoastră, că se apropie o campanie electorală și o să aibă nevoie de întâlniri mai dese. În care postul de primar mai mult ca orice. Problema aparițiilor în presă a fost ridicată și ieri și ni s-a spus că vor avea apariții, dar nu extraordinar de dese, pentru că ar deveni obositor să tot apară în presă, cel puțin din punctul său de vedere. Domnul Manoliu a spus că va face o distinție clară între activitatea sa de senator și aceea de președinte al organizației PSD Roman. PSD Bine, așa Roman, e și normal. Da. Și că nu va amesteca cele două, iar comunicarea va fi atunci când va găsi domnia sa de cuvință că va fi necesară. Să comentăm și faptul că susținu conferința de presă singur, Dan Manoliu, fără un alt coleg. Da, ne-a explicat. Eu am fost primul om din presă care am aflat despre această dorință a PSD-ului pe surse, de această dorință a PSD-ului. Am sunat mai întâi pe primarul interimar Lucian Micu, care la început a negat, iar după ce eu l-am pus în fața evidențelor că întâmplarea făcea a fost aceea că m-am întâlnit chiar în fața primăriei cu senatorul Manoliu, care ieșea de la acea întâlnire? Nu, intra. Intra la întâlnirea cu adică Micu și cu Leoreanu. Nu, Leoreanu n-a fost. Leoreanu a plecat undeva în străinătate. Am înțeles și că s-ar fi întors astă noapte. Uh-huh. Dar oricum, între timp, a luat legătura telefonic. Inițial, deci eu am aflat pe surse acest zvon. Domnul Micu a încercat să îl nege, după aceea i-am spus, domnule, dar
am informația legală și da, da, iată da. Mașina senatorului Manoliu în fața primăriei Romanta, atunci n-am mai negat și a spus că da, este o primă întâlnire și că urmau să, deci asta a fost vineri. Da. Și urmau să se întâlnească luni. Se pare însă că nu s-au mai întâlnit, ci că tot refuzul a fost telefonic. Domnul... Un telefon pe care l-au primit în cursul zilei de ieri. Da, da, ieri, da, l-a sunat, da. Domnul Manoliu l-a sunat pe deputatul Leoreanu, care i-a spus că au alte planuri. Pe de altă parte, mă gândeam că Dan Manoliu a motivat și a spus la rugămintea sau la solicitarea președintelui Ionel Arsene, am fost delegat să mă întâlnesc. Am fost mandatat să mă întâlnesc cu cei doi. Să port așa discuții și să întind o mână, exact așa, să întind o mână. Iată că liberalii cu 15 consilieri și o majoritate confortabilă în Consiliul Local n-au găsit de cuviință să cedeze postul, iar în cărți am văzut pe ordinea de zi a ședinței de joi că există deja acest punct. În ciuda faptului că PSD-ul a negat că vor exista represalii în ceea ce privește susținerea proiectelor locale, iată că în mod simbolic vin și refuză majorarea prețului la gunoi. Aici o altă mascaradă politică, o altă doză de ipocrizie, pentru că nu știu cum vor sta lucrurile în realitate. Nu știu dacă și liberalii își vor dori majorarea prețului la gunoi, pentru că interesul lor este mai mic decât acela. Da, dar nu e vorba de ce ne dorim, e vorba că trebuie să se întâmple. Și o să vă amintesc de proiectul acela major, Master Planul 1 de la APASERV, când am primit niște bani europeni, am făcut reabilitare de rețele de apă și canal, dar condiția a fost, deci ne-am asumat din prima că vom avea majorarea prețului la apă 3 ani consecutiv, ceea ce s-a și întâmplat. Eu aminteam că de pe vremea, Dumnezeu să ierte, a lui Culiță Tărâță, care era președinte la Consiliul Județean, când s-au început lucrările la depostul de la Girov și Dan Manoliu era vicepreședinte și mergea în teren și verifica lucrările, ni s-a comunicat din start că odată demarat proiectul, închidem groapa neconformă de la Roman, deschidem depostul de la Girov, vom suporta această creștere însemnând și transportul către Girov, respectiv depozitarea acolo. Nu, înseamnă așa, transport. Dar știam. Asociații proprietari, stație de sortare de la cordon, nu, după care dar știam. N-au spus că nu se majorează, au spus că în această iarnă, deci iată perioada ei vor cumva să lungească, adică să se întâmple mai din vară. Au spus că în opinia lor alegerile vor avea loc undeva prin luna iunie. Și să fie după alegeri majorarea, și probabil că majorarea după alegeri, asta deci, din punct de vedere. Ar trebui să înțeleagă toți romașcani, adică să nu ne lăsăm influențați sau intimidați de ceea ce ne spun politicienii, indiferent de culoarea politică, tot acolo se va ajunge. Adică dacă ei mizează cei din PSD că vor avea niște voturi în plus la Roman, pentru simplu fapt că mută această creștere tarifară din februarie în iulie, părerea mea e că se înșeală. Haideți să fim cinstiți aici, că eu i-am și pus întrebarea domnului Manoliu, cum va vota doamna Habrici? Știm cu toții că doamna Habrici, consilier, dacă nu cumva la chiar la al treilea mandat, dacă mi-am amintesc eu bine, dar oricum... La al doilea, sigur, nu mai știu. La al doilea, sigur, dar mi se pare că la al treilea mandat este economistul societății Rosal. Corect. Și acum, dragă doamne, ce ți-i mai aproape, serviciu sau partidul? Și că, în opinia mea, nu știu legislativ, că n-am avut timp să încă să verific, asta dacă ea fiind salariat, nu este în incompatibilitate. Ne cred că trebuie să se abțină de la vot, să nu participe. Participe la vot înseamnă că rămân cu 5 voturi. Corect. Și atunci, ce mai contează? Nu mai contează. Și înseamnă să nu participe, înseamnă tot vot negativ. E apă la moară, este o ipocrizie imensă. După aceea, haide să nu uităm că domnul Corduneanu este cel pe care liberalii l-au acuzat de interese, de
coordonarea prin interpuși a societății Rosal, mai pe românește spus, dumnealui este proprietarul aceeași. O să vedem din declarația dumnealui de avere, când o să o discutăm, că apare la soția sa ca fiind acționară la societatea Rosal. Deci, atunci când liberalii au spus... Da, da, o altă curiozitate, că am mai găsit soția unui ales local ca funcționând la Rosal și la fel o să amintim... Da, interesant. Iată, de fapt, acestea sunt lucrurile care ar trebui să ajungă în atenția noastră a romașcanilor și nici de cum praful de pe tobă cu nu votăm acest proiect și vedem noi ce ei au spus întâmplă. Că acum nu-i momentul, că da. Iarnă, că facturile sunt încărcate, de când i-or fi durând atât de mult pe politicieni de facturile noastre. Pe de altă parte, eu susțin că rămâne de văzut și dacă liberalii vor vrea să treacă proiectul, pentru că și ei se află în aceeași situație. Lucian Micu are nevoie... Poate că se va dori amânarea lui. Amânarea, dar oricum tot acolo vom ajunge. Eu nu bine, cred... mai devreme și mai contează 3 luni. Exact. Mai devreme sau mai târziu tot acolo ajungem. De aia spun că romașcani trebuie să fie corect informați. Adică să înțeleagă că această amânare nu înseamnă renunțarea la proiect. Da. În același timp ni s-a spus că chiar dacă și-au luat gândul de la postul de viceprimar, sunt în perioada de evaluare a cel puțin trei posibil candidați. Posibil, da. Și că într-o săptămână aflăm cine este candidatul. Da. Vom aștepta să vedem. Oricum, surse din PSD îl dau ca posibil candidat pe Viorel Stan, inspectorul general, deși în opinia mea nu știu cât interes va avea acesta. Iată că zvonurile potrivit căruia ar ajunge în Parlament se pare că nu se dovedesc, pentru că Ionel Arsenie n-a reușit să pună mâna pe niciun post de secretar de stat, pentru că exista zvonul acela că va pleca Andrușca din nou Ministerul Economiei, unde a mai fost secretar de stat, și că pe locul său ar urma să intre Viorel Stan. Domnul Stan, pe de altă parte, și-a cam pierdut, în opinia mea cel puțin, notorietatea, din simpatie, odată cu această mișcare. El a căutat să facă un slalom printre ordinele ministrului tehnocrat, date pe ultima sută de metri de schimbare a directorilor. În 9 ianuarie au intrat cei cu delegații, ca peste câteva zile să intre nou ministru al educației și să dea un ordin prin care inspectorul general poate să-i numească chiar și pe cei care n-au luat concursul. Și pe cei care n-au luat concursul, asta e pe de-aia, dar era interesul să-și aducă oamenii, posta clientelă de partid. Și exemplele sunt numeroase în acest sens, deși la o discuție pe care am avut-o, domnul Viorel Stan s-a arătat supărat de afirmația mea că eu că ar fi dat afară pe cineva. A spus că dumnealui n-a dat afară niciun director. Bun, deci avem un posibil candidat, Viorel Stan. Eu auzisem că domnul Stan exclude această posibilitate, poate că au mai discutat. Mult s-a discutat și despre tânărul fost deputat Marius Neculai și mai apare și un al treilea personaj care a fost cândva consilier local cu notorietate, domnul Mihail Florea, despre care am auzit de asemenea că ar fi intrat în aceste runde de negociere. Eu ce variante totuși ar mai am fi? Înțeles că n-ar fi nici varianta asta agreată, oricum nu se va mai merge pe independentul Oprea, de altfel eu m-am și întâlnit cu domnul Oprea zilele acestea și mi-a infirmat categoric posibilitatea de a mai intra într-o asemenea cursă, invederând iarăși bețele în roate, nenumăratele bețe în roate care i-au fost puse când el era în campanie, adică era culmea, după campania a recunoscut că n-a fost ajutat și sprijinit de echipa PSD de la Roman și de la Neamț și ar fi fost culmea acum să accepte o a doua candidatură. Știm ce i s-a întâmplat
la prima rundă. Gândește-te tu dar cât, și asta, cât adică... a pierdut material, nu merge mai departe, material cât a pierdut. De altfel, și în conferința de presă de ieri, domnul Manoliu a recunoscut și a asumat, nu știu dacă să spun vinovăție, dar și-a asumat răspunderea politică de a-l fi sprijinit pe Oprea, gândindu-se că electoratul dorește totuși altceva, sătul de clasa politică. Iată însă că după lecția de centrală de tehnocrație se pare că și un tehnocrat adus pe un post politic nu face față. Da, dar nu știu dacă deși, variantele acestea... Deși cinstea ireproșabilă a lui Gheorghe Oprea, care l-a atras ca și idee pe Dan Manoliu, cred că i-a fost pierzătoare și jocurile politice murdare făcute în spatele său l-au scârbit și l-au îndepărtat pentru tot restul vieții sale de ceea ce înseamnă politică. Bine, aici e cu dus și întors, pentru că domnul Gheorghe Oprea avea o categorie aceea a persoanelor juridice pe care înțelegem că prin natura meseriei le-a mai amendat acum, unde o fi fost caz, unde nu o fi fost, el avea așa o reputație cam pătată în lumea celor care au societăți comerciale. Îi puteam spune de om dur, intransigent. Da. Intransigent. Da. Mulți ar fi cei care, dacă ar deschide gura și ar rosti, multe are și în presă, dar n-au făcut asta. Nu știu, mie face impresia că aici există o ușoară tangență între el și Dan Manoliu, care orice se poate spune despre Dan Manoliu, dar faptul că a fost atins cât de mic de ideea unei tentative de corupție este exclus. Da, poate că e mai potrivit termenul acela că Gheorghe Oprea nu a închis niciodată ochii și a fost omul care a sancționat. Nu a putut să fie neapărat mulțumit cu ceva ca să treacă cu vederea. Nu. Referindu-ne strict la activitate, da. Și după opinia mea, domnul Oprea n-a știut cu ce se mănâncă. El s-a supărat ușor pe mine atunci. Puțin naiv, nu? Da, naiv, n-a știu cu ce se mănâncă viața politică și cât de murdare sunt jocurile. În ce se bagă, constată, da. Jocurile politice, manevrele, înțelegerile, deși niciodată domnul Manoliu nu ar fi dat de înțeles că are cunoștință de jocurile politice locale. Sunt sigură însă că în spatele său s-au făcut enorm de multe jocuri da, politice. Mă gândeam așa, pornind de la ideea aceasta a senatorului Manoliu că electoratul poate că își dorește și altceva, termenul acesta de nou de altceva. Păi altceva nu cred că ar putea să însemne nici Viorel Stan, n-ar putea să însemne nici Marius Neculai și n-ar putea să însemne nici Mihail Florea, dacă o mai fi și o altă variantă despre care noi n-am auzit, ca să ne dăm seama ce înseamnă altceva. Un om adus poate tot din exteriorul PSD-ului. Nu, s-au hotărât de tehnocrație și nici nu mai este momentul propice din punct de vedere al psihologiei electoratului. Îți dai seama, după eșecul acesta al tehnocrației, după tot ce se întâmplă pe scena politică locală în prezent, că ar risca să mai aducă vreun candidat tehnocrat. Și care nu știe regulile jocului, că despre asta e vorba. Cel care e din interiorul partidului știe la ce se înhamă și ce are de făcut. Știe cum să răspundă comenzilor. Unul care vine din exterior nu prea știe și va fi o perioadă de acomodare până înțelege că atunci când îi dă Ionel Arsene un telefon, așa trebuie să fie, când dă senatorul Manoliu un telefon, așa trebuie să se întâmple. Adică... Acum eu nu înțeleg de ce a fost nevoie de această mascaradă. De ce le trebuie, domnule, pentru 4 luni? Deci avem se joacă până la ultima carte, se joacă până la ultima carte. Nu știu, dar de ce? Ce ar putea să facă? L-am întrebat dincolo, știi că avea o celebră vorbă fostul deputat Ursărescu la vremea când era președinte a PNL-ului, că viceprimar bun de ascuțit creioane. Corect. Se pare că așa a cu făcut, referire la domnul Ghica era atunci. Cu referire la domnul Ghica și la domnul Stan, Neculai Stan, da, fostul da, președinte, da, da, când în vremea mandatului
exprimar lui Cărbușor, cam ascuția creioane. Da, rămâne celebru Ursărescu cu acest fragment. Vreau să vă întreb dacă în afară de cei trei enumerați mai aveți un alt posibil candidat la PSD. Poate ați mai auzit ceva? Nu știu dacă nu vor scoate din Joben așa... O candidată la asta... mă gândeam. Ar putea fi, da. Așa cum revenind la varianta PNL-ului pentru viceprimar, noi am mai discutat că prin primărie, categoric, așa... Roxana Iorga, nu? Categoric. Dacă ne uităm un pic și la ordinea de zi și la cine a propus proiectul de hotărâre a Chiriloaiei, Dana Păiuș și nu mai știu cine a mai propus. Andrieș. Da, Roxana Iorga, da, va avea cred că 3-4 luni la dispoziție să ocupe acest fotoliu de viceprimar. Da, 3-4 luni însemnând, am zis încă o dată, februarie, martie, aprilie, mai. Ce se va întâmpla cu catedra, pentru că va trebui să o părăsească. Ei, va găsi o colegă care să... Eu știu, suplinire pe asta. Da, ei, nu știu vom ce vedea, măsură. Vom întreba atunci. Acum m-am uitat și la cât ar câștiga în plus. Să știi că diferențele nu sunt majore. Nu, dă bine la Sibiu. La Sibiu dă bine. Pentru că nu a vrut să fie viceprimar nici Leonarda Chiriloae, care lăsa o funcție importantă la spital. Dar și nu bine cred plătită. Că el n-a vrut. Eu nu cred că ba, el da, n-a eu știu, vrut. Știu din surse sigure că a refuzat strict pe criteriul acesta financiar, pentru ia că spital are un salariu frumușel. La fel Constantin Ghica, care are propriile afaceri și care n-a vrut să lase exclus societățile ca să se întoarcă la primărie. Retribuția Roxanei Iorga este de 24.600. Hai să ne uităm la domnul Micu, cât declară el postul de vice. Să ne uităm Lucian Ovidiu Micu la venituri. Pe vremea când era vice sau acum când este nu, primar? Nu, păi dar de viceprimar, 39 da. De milioane 872, deci care ar fi diferența? Ei, tot e o diferență este, de vreo 15.000. Da. 1.500 de lei. Contează. 1.500 de lei, nu care 15.000. Contează. 1.500 de lei, da, dar întorcându-mă la Leonarda Chiriloae, directorul economic de la spital, acolo salariul începe ori cu cifra 6, ori cu 7 în față. Și comparând cu 2400 și ceva de lei... Ea chiar deschide un pic la Leonardo Chiriloae, păi stai că avem, începem chiar cu el vă declarația. Vă spun că e un salariu venituri. Destul de consistent. Uite acum ne ducem la veniturile lui, direct la venituri. Cu 6 sau cu 7 în față, sigur. Salar, contract de muncă 65... V-am spus eu. 65... Păi vedeți. De e dublu și încă deci, ceva. 6.500.000. E dublu și încă ceva. 65 de milioane de lei vechi. Da, 65 de milioane de lei vechi. Hai chiar să începem cu declarația lui de avere, că ne-am mai avem două minute până la pauză, începem cu Leonarda Chiriloae, ia să vedem. Așa. Este unul din consilierii locali care chiar a reușit să facă ceva la viața lui. Iată că declară terenuri în Travilan, achiziționate în anul 2000, 472 metri pătrați, împreună cu soția sa, Mihaela Chiriloae, care știm că lucrează într-o bancă. Mai are în 2016 un intravilan de 920 metri pătrați, din care are 30% din valoarea lui, are casă de locuit în Roman, achiziționată în 2008, 204 metri pătrați, are în Iași apartament în 2017, are în Moinești în apartament în 2013, 46 metri pătrați și două, din care două optime aparțin soției, probabil moștenire. Ce are interesant, dar este logic faptul că soția lucrează la o bancă, are foarte multe active financiare. A acordat un împrumut în nume personal și are un cont deschis în 2011 cu valoare la zi de 5.100, probabil că euro, mă gândesc eu la 5.100 euro. Da. Așa, la Banca Transilvania are un depozit bancar deschis în 2014, 20.900. Are plasamente în investiții directe și împrumuturi acordate dacă valoarea de piață însumată a tuturor depășește 5.000 de euro. La Banca Transilvania
are acțiuni și părți sociale, probabil că soția sa fiind director, 28.904, ceea ce înseamnă la zi în 62.228,12 lei. Da. Trebuie să luăm pauză de publicitate. Am deschis site-ul primăriei și în sfârșit avem și datele actualizate. Figurează Lucian Micu ca primar aici și are și mesaj de primar. Asta pentru că i s-a atras atenția la o conferință de presă că pe site încă figura Leoreanu ca primar. Vă reamintesc că o discuție interesantă aici cu doamna Flora Ordeană, jurnalist, și iată că în prima parte a emisiunii am discutat despre subiectele pe care PSD Roma le-a prezentat în conferința de presă de ieri și am intrat ușor-ușor în ceea ce numim declarații de avere ale aleșilor locali. Leonarda Chirloai a fost primul pe listă. Da, dar ne mai avem la datorii, că uite că și datorii rămăsesem la venit la ceea ce are plasament de investiții, are o datorie în 2015, uite că are și el căzut în plasa acelor împrumuturi în franci elvețieni, la fel ca și primarul Micu, da. O să vedem. În 2015 a luat un credit în 2015 și are, dar el a reușit să-l reconvertească. O fi fost un ordin intern al băncilor, pentru că un romașcan obișnuit n-ar fi putut să facă acest. Poate dat acel împrumut că soția 60... lucrează da, în da, domeniu. Asta mă gândeam. Da, da, da. Și Banca Transilvania o fi făcut pentru toată lumea în sfârșit. Mai are o datorie din 2015, un împrumut făcut în 2015 și cu scadență în 2021 de 142.695 de roni. Și mai are iarăși pe numele Chiriloaie Maria, nu cred că e soția, pentru că soția altfel se cheamă, o fi mama, da. Cred că e mama, deci o fi trecut și datoriile mamei, nu știu, în 2013 pe 2021 un credit de 100.000 de roni, tot la Banca Transilvania, evident, și un alt împrumut 2016-2021 88.000 de roni. Ziceam de salarii, declară aici contractul de muncă 65 de milioane lei vechi, soția 88.348 de lei și declară indemnizația, iată că tot timpul eram curioși cam cât are un consilier local, 5.569 de lei. În condițiile în care participă la toate ședințele, da, cred, la toate ședințele. La toate ședințele. Dar să spunem că toate aceste declarații sunt anuale, asta trebuie. Da, da, uite da, da, că da. Cinstit cum este, declară și alocațiile celor 756 de câți lei, fiecare copii. Copii, un băiețel și o fetiță. La interese se trece doar membru în Colegiul Farmaciștilor. Ai găsit și tu... Am găsit doar la funcționarii publici. Nu, eu am găsit tot pe site acolo, intră că e separat Consiliul Local. Hai că până mai găsești separat, tu, mai spun eu altul. Bogdan Costinel Andrieși, îi luăm în ordine în care sunt ei trecuți pe site-ul. Este consilier PNL, declarația depusă în 19 august 2016, are, deși este tânăr, are terenuri, are un intravilan în satul Cordun, 1500 metri pătrați, o cotă parte, cumpărat cu soția, are casă de locuit tot în Cordun, 125 metri pătrați, construit cu soția. Autoturism este unul dintre puținii aleși de care discutam și data trecută, că își declară mașinile. Foarte mulți, mai ales cei care sunt au societăți comerciale, sunt trecute pe numele societăților și nu ale lor. Ei, iată că Bogdan Andrieș are două autoturisme, un BMW fabricat în 2000, cumpărat, și un Audi A4 în 2006. Nu se putea să n-aibă datorii la Volksbank în 2008, tot în franci francezi, ăsta 2008-2033-46.000 franci francezi. Atenție, la el, uite că nu este reconvertit în altă valută. Venituri. Andrieș Loredana este economist la ArcelorMittal. Are un venit de
24.075 de lei. Alte surse, indemnizația de consilier, 5.774 lei. Aici am mai discutat noi, am impresia că ceva din acești bani se duc la partid, susțin partidul. Trece fetița Andreea și Ioana, 2100 alocația, și la declarația de interese asociat este administrator la o societate comercială din care are 25.160 părți sociale, ceea ce reprezintă 99,95% din acțiunile firmei respective, în valoare de 25.160 lei. Ai mai găsit tu? Într-un final am găsit și eu și ajungem la consilierul George Bălan Alexandru. Ia să vedem. În municipiul Roman, două clădiri... N-are terenuri. Două clădiri dobândite în 2008. Nu, e un apartament, de fapt. De 97,53 de metri pătrați, îl deține împreună cu soția Bălan, Elena. Un autoturism, un Mercedes din 2007, cumpărat în 2015. Nu înțeleg, aici? Eu am remarcat foarte mult. Un alt mult. Autoturism Audi. Da, dar n-am pe care l-am înțeles străinat. Eu de ce nu... Toți au numai mașini străine, când acum am impresia că nu mai este rentabil să mai cumperi, da, cine știe, la aici. Autoturisme la mâna a doua. E un domeniu la care nu mă pricep foarte mult, cel autoturismelor. Așadar, am străinat un autoturism Audi, da, în 2015. Da, a luat 4.000 de euro. Da, 4.000 de euro, o sumă importantă, mașina o fi fost una bună. Mergem mai departe la datorii. Are la Banca Transilvania un credit din 2008, luat scadent în 2033. De fapt, figurează două credite cu aceeași perioadă, 2008-2033. Primul de peste 31.000 de roni și al doilea de 140.000 de roni. Da. Hai să vedem venituri. Mergem mai departe la venituri din Grupe Security, da, această firmă, da, din contract de muncă, 15.000 de lei, de la Consiliul Local, mandat 2015, figurează aici, 2000 mandatul de lei. Mandatul trecut, dar el, dacă ține minte, a avut parțial, cam mai bine de jumătate, da, de mandat. De asemenea, ce mai avem aici? Alocațiile copiilor, 480 de lei. Are doi copii, înțelegem? Și alocație de stat pentru copii, dați doi copii. Iar la declarația de interese este asociat la societatea Vectra Invest, da, este un fond de investiții unde are 35 de părți sociale, 350 de roni și mai are și o 10 acțiuni în valoare de 200 de lei la societatea Alexia SRL. Mergem la Mircea Beloiu. Mircea Beloiu... Să vedem, are un apartament, nu? Terenul nu. Dobândit în 96, 60 de metri pătrați, împreună cu soția, dobândit. Un autoturism, Seat Toledo, da, și un Volkswagen Passat. Primul din 92, al doilea din 2011, ambele cu contract de vânzare, cumpărare. Da. Soția. Pentru fiecare să fie toată familia, da, mulțumită. Mergem mai departe, ia venituri. Să vedem. La venituri. Este manager la datorii Tarox. Da, venituri. Unde are foarte puțin, mi se pare, 12.000 de roni. Da. Extraordinar puțin. De puțin. Așa este. Și ce mai are aici? Din activități venituri independente. Venituri din activități independente ale dumnealui. Profitul tot la firmă. 10.000 de roni. Și Beloiu, nu, 18.000 am găsit la el. 18.000, corect. Da, da, profitul. Și, și la soție la fel, 18.000 de roni. Da. Puțin, dar și sigur. Și pensia, mai este pensionar, da, domnul Beloiu, 5.100 de roni. O și pensie soția... frumoșică, a fost, da, fost inginer și... la Arcelor. Da, da, soția azi, stă mult mai bine, soția are 9.000, da, de roni. Da, dar nu uita că a lucrat ca secretar, da, la Bank Post, cel puțin după, da, Revoluție, eu o știu acolo. O familie care de reușește să se întrețină ușor. Am găsit foarte multe declarații de interese goale, ca și în cazul domnului Mircea Beloiu. Declarații de interese goale. Da, mergem la cel care este director al Clubului Copiilor, da, consilierul Ilie Boloca. Mergem și la dumnealui. Terenuri nu. Clădiri nu. Clădiri nu, pentru că el stă în casa socrilor, știu N-am eu asta. Da, un autoturism, un Passat.
din 2000, fabricat în 2000, l-a cumpărat, dar nu e o mașină foarte luxoasă și nici foarte nouă. Ia să vedem ce mai avem. Datorii la Czech Bank, da? Contractat în 2007, creditul scadent 2017, 32.500, dar nu știm dacă sunt lei sau euro. Nu se specifică. Da. Venituri. Venituri salariu din profesor. Salariu, da? Profesor plus director trece aici. Peste 37.600, da? Și soția este tot directoare, iar are mai puțin 30.320. Da, da, da. Asta da. Înseamnă că ea o mai fi având și ore, cred că, ore sumentare. Da, nu-i mare. Și mai avem diferență. Indemnizația de consilier, 4.126. Deci și o fi mai puțină la el. Credeți că am găsit la 5.000, o fi depinzând de comisia din care fac parte. Și comisia din care fac parte și prezența la ședințe. Uite și alocația de copil. Da, 798 de lei alocația. Un singur băiețel. N-aș vrea să trecem mai departe, pentru că mi-am amintit de un lucru foarte important din conferința de presă de ieri, legat de o întrebare pe care a pus-o colega noastră Teo Rusu, referitor la paternitatea proiectului de majorare a prețului la gunoaie. A, că s-a plâns consilierul Constantin Holban pe Facebook că a fost trecut acolo ca inițiator de proiect și el nu știa. Da, că e un dar întreg... era clar totuși că Ilie Boloca, el n-a negat că Ilie Boloca și după noi a urmat, după conferința de presă, a urmat o ședință a lor cu consilierii în care se pare că după întrebările jurnaliștilor ar fi ieșit cu oarecare scărmăneală. Și deși Ilie Boloca ar fi fost unul din potențialii candidați la postul de viceprimar, pentru că dacă scuturai lista aia, nu prea aveai. Nu prea aveai de unde. De așa unde. Este. Mergem mai departe la Curpăn Radu. Aici o întreagă poveste cu tânărul Radu Cătălin Curpăn. El este profesor de meserie, dar funcționează ca și secretar la școala la care tatăl său a fost readus pe postul de director, fiind director din 1986. Deci ceea ce noi am numit director de o viață. Da, da. Director deși, de profesie. Lider fruntaș al Partidului Social Democrat. De fapt, cred că asta l-a recomandat pe tânărul Radu. Să ne amintim, tânărul Radu, care alături de tânărul arhitect Daniel Vasiliu, care nu prea știa el ce se întâmplă în Consiliul Local și care e diferența dintre o ședință ordinară și una extraordinară, asta e o altă poveste, ei au fost așa numiți aduși din rândul societății civile, propunerea ale societății civile, vă amintiți? Când a candidat Gheorghe Oprea, cu PSD îți dă puterea, păi să ne amintim. Ori nu știu cât au fost reprezentanții ai societății civile, că mi-amintesc și pe doamna Iuliana Năstase Onu, care era o social-democrată de ani de zile, dar ea acum nu mai era social-democrată, ci era reprezentant al societății civile. Și amesteca și Oca Cealma. Declanșat și declarată acum în Agaman la Paser, de exact. O să vedem exact. Și o să întâlnim la consilierii județeni niște indemnizații de la societățile astea de interes săptămâna județean. Viitoare, probabil, da. În emisiunea viitoare, da? La domnul Curpan avem aici o clădire, da? Dobândită în 2001, cred că e un apartament 50 de metri pătrați, dobândit, îl deține împreună cu soția, un autoturism, un Golf 4 din 2001, contract de vânzare-cumpărare. Mergem mai departe, nu prea este cazul la nicio rubrică, tot văd aici, nu este cazul, datorii nu este cazul, nu este cazul, ce mai avem? Venituri. Aici, la venituri, hai să discutăm întâi ce ia el ca secretar și profesor, înseamnă că are și câteva ore acolo. Dar are și la Bruienești, și la Unicen, și la Vălen, și la Trifești. Eu nu cred că mai are. Și la școala gimnazială ruginoasă ai soția aici. Trifești, da. O să discutăm, dar numai la, că soția e povestea cu directoratul de la Tămășeni. 16.363 de lei. Mai ia 926 de la Oniceni, 62 de la Băieni, Trifești, 186. Nu, este de compătimit. Îți dai seama, da, navetă în una, corect. Două, trei, patru săptămânal să faci navetă. Eu nu știu când mai face atribuțiile de secretar, pentru că secretarul e are 8 ore. E mai mult pe drumuri, da. Păi așa ar trebui.
doar nu ne spune dacă, dacă e cu normă dacă întreagă. Dacă e cu jumătate de normă, doar așa, da. Dar soția câștigă ceva mai bine, 26.324, da? Nu știu ce s-a întâmplat, ar trebui văzut, eu nu mai amintesc dacă a luat sau n-a luat concurs, dar din câte mai amintesc n-a luat concursul. Însă s-ar putea să se afle în situația aceea de a fi renumită pe funcție odată de inspectorul general. De inspectorul general. Da, dar văd că soția câștigă mult mai bine, iată, de la școala gimnazială Răgenoasa, peste 1.100 de lei, școala gimnazială Calistrat Ogaș Roman, peste 1.600 de lei, școala gimnazială din comuna Ion Creangă, 2.000 de lei, 2.077 de lei. Da, și ceva mai bine cotată, alocație de stat pentru copii. El este, ia uite domnule, dar când o fi avut contract, mandat, asigurări generale, da, da, 22.300. Și ea este un agent și tot așa la o societate am impresia că de asta, cosmetice, de cosmetice cred. Și eu, dar și agent la Living, cred că ce societate o fi asta, nu știu, 46. Da. Mai bine n-ar mea fi trecut. Păi asta e Forever Living, cred că e ceva, o firmă de cosmetice. Facem acum și reclamă la toate aceste companii. N-am auzit personal de ea, dar... Da, eu știu că a fost un enorm scandal cu legat de numirea ei în funcția de director la școala de Tămășeni, în vechiul în mandat al fostului primar. Mergem mai departe la Petru Farcașe. Da, ăsta este un om. Avem destul de multe lucruri aici. Păi are că vorba ce direct manager terenuri, avem în comuna Ghereiești. E manager la ArcelorMittal, să nu uităm. Da, în moștenire, e moștenire. În comuna, ce comună e aici? Răchiteni. Răchiteni, iar moștenire în comuna Mircești, în comuna Mircești moștenire și cumpărare în comuna Dorna. Dorna. Alte categorii, ce-o fi însemnând aici că e 006 hectare. Da, la alte categorii. Am impresia că aici ceva sub o casă. Da, poate să fie terenul pe care plătește impozit, da, pe care e construit casa. Clădiri, ce are un apartament în Roma, 54 de metri pătrați, în comuna Ghereiești, cred că este aici, în Ghereiești, locuit, da, casă de locuit. Frumoasă casă, 110 metri pătrați, da, ohoho. Corect. Și să înțelege comuna Dorna Candoreni, județul Suceava, casă de vacanță. Da, și în București un apartament de, sau o garsonieră, 42 de metri pătrați. Da. De, toate deținute 50%, cotă parte cu soția. Da. Autoturisme are vreo... Volkswagen, două. Volkswagen, una în 2015 și una din 2009. 2009, da, destul de... Depozite bancare. La BCR, nu? Da, ce 5.000 odată. Euro, 5.000 de euro. Dar are datorii. Datorii deci asta, la BCR, da? Un credit luat în 2016, anul trecut scadent 2021, de 25.000 de euro. În schimb, la venituri stă foarte, foarte bine. Adică mi se pare unul din cei mai înstăriți. Da. E societate privată. 103.000. La venituri. Da. Și din pensie, 9.000 și... Nu, pensia e soția. E pensia soției, Elena, da. Da, 910. E un scris aici. 9 milioane de lei, o pensie amărâtă. E un scris aici de ne trebuie și să descifrăm. Da. Uite că este singurul care își trece și fica, care se pare că e medic. La spin, nu se pare sigur. În condițiile sigur, în care cei care au copii mai mici au trecut alocațiile, mi se pare normal. Mai avem 5 minute, mergem repede la Andrei Fron. Da, și cred că îl facem și pe Fron, dacă nu cumva mai facem și pe al dacă nu, în emisiunea următoare. Ce are domnul? Are o casă în cordon. Teren are la cordon, 100 metri pătrați. Da, teren și o casă, tot în cordon. Cordon, da. 150 și una în pătrați. Roman, și una în Roman de 60 metri pătrați, un apartament. Da, luat atenție specifică prin prima casă. Prin prima casă. De soția sa Andreea. Modul de dobândire, da, prima casă, corect. Autoturism, un Seat din 2002, un BMW din 2008. Înstrăinează un autoturism. Un autoturism în 2015. Cu 6.500 de euro. Da. Are datorii. Da, și datorii. Datorii către persoane fizice. Front Dănuț, Front Marcica, da. Contracte scadente. Și la Alfa are un credit, da, luat în 2014, scadent în 2044, de 32.000 de euro. Venituri.
Uite, aici e interesant la persoanele, un tânăr, persoană particulară, da, are un salariu la o societate de 17.000, probabil 17.000 de roni, cred. Roni, că salariul e în... Și ce mai are? Indemnizația de la Consiliul Local trecută? Are, de... soția Andreea are un salariu, dar nu spune. Uite, societate privată nu dă, nu spune dă detalii. Are alocația fetiței, nu spune cât. Da, da, are... interesant că soția lucrează la o firmă cunoscută de telefonie mobilă. Da. Și ce-o fi fost atât de secretă, nu spune salariu, nu știu. Da, și indemnizația de consilier de 5.700. Uite iar diferența, cea mai mică, da, o are, se pare, Boloca. Da. La declarația de interese ne spune că are 100 de părți sociale la o societate comercială, este director economic la altă societate comercială și economist la o a treia. Da, societate. Mergem la fostul viceprimar Constantin Ghica. Mai avem timp să-l facem? Mergem repede. Avem terenuri aici în Roman, un teren și vreo 3 terenuri în Joseni, Harghita, de unul de 11.500, altul de 4.000. Da, teren agricol în Roman? 3.800. Agricol în Roman? Roman, județul Neamț, da. 6.057 metri pătrați? Undeva la ieșire, probabil. Are teren extrabilan, are foarte multe legături, am văzut, da, cu Harghita. Exact, o fi soția de acolo, poate. 11.500. Ce mai are, da, da, nu cred că e soția, pentru că, uite, aici are împreună cu Ghica Constantin și Gligor Corneliu. Trebuie să fie un apropiat, un prieten. Ce are, un apartament? Mai are 4.000 hectare, cu aceiași alte categorii de terenuri, cu doamna Ghica Doina, 3.805 clădiri, apartamente. Da, în Roman, pe Dobrogeanu Gherea, 56 de metri pătrați, da, destul de micuț apartamentul. Da, și iată că n-are vilă, că n-are toată vilă, lumea, da, a fost o nebunie după vile. O fi având vile prin Harghita pe acolo, dar nu, da, nu, da, nu cred că o declară, nici măcar, da, casă de vacanță nu o declară. Ce avem aici? Un active financiare. Uite, autovehicol ce remarcam, nu, dar dumnealui, da, merge. Dar conduce o mașină, da. Numele celor două societăți. Bunuri înstrăinate, nu. Financiare, nu. Are active financiare la Alfa, da, Bank, deci 46.500. Nu, cont curent, atenție. Cont curent. Economie. Economie, 46.500 în lei. Are plasamente în investiții, nu are. Alte active nu are. Hai să vedem de la veniturile de la Maeldo, de la firma, da, deja cunoscută, da, unde este director, 30.480. Destul de modest. Da. Și la Roman Systems Management, cei care au făcut recrutări, da, pentru, da, TRV, cunoaștem, da, administrator, da, aici, 25.200. În schimb, doamna Ghica... Da. La ArcelorMittal, da, nu, director economic. 76.300. Da. Și domnul Ghica este și pensionar. Da. Da, da, da. Primește... O pensie frumușică. Da. 24.000. La ce a fost totuși, da, inginer la... Cât mai avem? Nu mai avem timp. Da, o să ne oprim aici și ne rămân ceilalți, da, consilieri. Ține minte, da, că am rămas la doamna, domnul... Havrici. Da, am terminat și cu domnul Ghica și am rămas la doamna Havrici. Cu siguranță va fi o emisiune interesantă și cea de săptămâna viitoare, nu? Vă sigur mulțumesc tare, da, mult. La care o să mai aducem noutățile legate de evoluția... Poate până săptămâna, da, viitoare avem și candidatul PSD-ului la primărie, cine știe. Da. Mulțumim, dragi telespectatori. La revedere!